Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zafir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Imagini ați văzut dramatice de la fața locului, de la Constanța înțeleg că a venit acel strigăt de pe geam, de la Constanța, până în față treceau protestatarii și de la geam tânărul acela a strigat și a tras o concluzie până la urmă, a tras o concluzie asupra evenimentului. A tras o concluzie. Sunt reacții firești după scandările din fața spitalelor, asasinilor, criminalilor, toate cele. Vă dați seama că există și un efect de recul după atâta scandare. După atâta scandare și scandal. Ce mi se pare totuși să zicem că oamenii veneau cu protestul în care solicitau anumite lucruri. El, în schimb, avea drama, își trăia drama ca mulți alți români, pentru că nu sunt puțini cei care trec pentru o perioadă extrem de dramatică. Dar, în egală măsură, dramatic, Răzvan, mi se pare cum a fost comentat pe rețelele de socializare, pe Facebook, cum a fost comentat acest moment și aș începe cu comentariile celor care au văzut acest incident. Și cum s-au raportat ei la ce s-a întâmplat acolo? Mie mi se pare că totuși e o foarte bună sinteză a ceea ce trăim acum. Dacă puteți să dăm comentariile acelea care mi se pare esențiale. Avem o selecție a reacțiilor strânite de această înregistrare viralizată atât pe internet cât și pe posturile de televiziune. Și au simțit oamenii nevoie să aibă un scurt comentariu. Comentariul că sunt comentariile de pe Facebook. Asta mi se pare mie intrigant. Pe de-o parte, eu înțeleg și pe oamenii ăștia care protestează, parte din ei, vă dați seama, au legitimitatea protestului, pentru că sigur că li s-au promis lucruri care nu s-au întâmplat. Deja devine un leitmotiv al emisiunii faptul că anumite restricții sunt alucinante, inexplicabile și cu efecte mai degrabă adverse, închiderea magazinelor la ora 18. Vom vorbi astăzi, există voci inclusiv în Ministerul Sănătății, care consideră că asta este o decizie nu doar greșită, ci și riscantă. Dar haideți să vedem pe oamenii care au fost foarte nemulțumiți de apelul, discursul de la geam de mai devreme. Cum se raportează România la acest moment? Hai să vedem, românii, cum se raportează unii dintre români la acest moment pe care l-am văzut un pic mai devreme? Întâi luăm această publicație Epoch Times. Cum se raportează cititorii Epoch Times sau unii dintre cititorii Epoch Times la acest moment? Sar jos de la geam și urmează și o mică înjurătură. Mică o înjurătură, cum se cuvine. Apoi, următorul. Am avut COVID toată familia, tineri, bătrâni, cu alte afecțiuni sau nu. Ne-am tratat acasă și nu am murit. Toți cei care ajung în spitale mor. Nu vrem mască, nu vrem program, vrem școli deschise. Le-a făcut 1000 de euro salariile la infirmiere și se bat de muscă cu genele false. Avem și altfel de comentarii. Ăsta e nivelul, ce să fac? Eu vă zic ce este acolo. Da, este. Medici asistente adevărate sunt sub 20% din această țară. Și o serie de comentarii scurte, e ca o rafală. Nu mai umbla cu minciuni, marș dracu. Pe ăsta nu pot să-l citesc. Serios, nu mai spune. Lasă vrăjeala, nu o fi purtat mască. Nimeni nu a murit de COVID. Avem și securist infect. Ăsta e internat la psihiatrie. Ce prost este săracul. Mai avem și a murit că atât a avut zile, fiecare cu ce îl doare. Alții mor de foame. Asta sunt comentarii de pe pagina Antena 3. Am uitat pe telespectatorii Antena 3 cu aceste reacții. Acestea sunt reacții, așa se raportează oamenii la acest eveniment. Vă dați seama că până la urmă, dacă stai să le pui cap la cap, reacția s-ar putea, Răzvan, să nu fie atât de nefirești. Ele par descreate, dar s-ar putea să nu fie. Sunt într-un context. Ăsta e genul de realitate care le-a fost livrat lor de acolo. Ei așa au înțeles că se întâmplă lucrurile. Până la urmă, care e marea problemă cu protestele zilelor acesteia? Sunt amestecate așa. Persoane care contestă anumite măsuri, da. Și anumite măsuri merită să fie contestate. Nu sunt una între persoanele care contestă o serie de măsuri propuse de doctorul Raed Arafat. Și acceptate de Câțu, că nu dactează Raed Arafat. E solidar cu guvernul. Există acolo persoane care nu cred în existența virusului,
Și aici mi se pare totuși straniu să reluăm discuția de unde am lăsat-o în martie anul trecut. Și persoane care nu cred în existența virusului, dar nu neapărat în existența, ci în gravitatea virusului. Și există persoane care nici nu cred în existența virusului, contestă și măsurile, și bineînțeles există persoane care cred în existența virusului și contestă toate măsurile. Și avem toate combinațiile posibile. Avem o paletă atât de largă de protestatari, pornește de la oameni perfect rezonabili, cu solicitări perfect întrituite, cu observații lucide, dar nu foarte pe placul guvernului, și ajunge până la oameni care consideră că medicii sunt principalul dușman al poporului român, și bineînțeles, în zona aia nu prea poți să mai porți discuția. Prea e ce să discuți cu oameni care cred că spitale sunt lagăre de exterminare. Am încheiat citatul. Am încheiat citatul și trebuie să remarcăm totuși într-un soi de corectitudine, că totuși marea parte a celor care protestează acolo, Răzvan, sunt aduși în stradă de către acest partid AUR. Sunt aduși acolo de către acest partid și sunt genul de aplaudace ai acestui partid. Și acum eu, uitându-mă la aceste reacții pe care le vedem acolo pe Facebook, eu pe oamenii aceștia îi văd ca victime, nu îi văd ca agresori. Deci ei sunt victimele acestui gen de realitate livrată. Asta e realitatea care le-a fost livrată lor. Lor li s-a explicat că medicii omoară oameni, că doamna Groșan îi salvează, e tămăduitoare, li s-a explicat că doamna Șoșoacă îi va salva și se luptă pentru ei. Asta e genul de realitate care le-a fost lor livrată. Ei se raportează la ce li s-a dat până la urmă. Mi-e greu așa să fac o analiză a structurii protestatarilor, să-mi dau seama în ce procent sunt oameni aduși de partide politice, în ce procent sunt angajați sau proprietari din Horeca nemulțumiți de restricții, în ce procent sunt floriciști, dansatoare și respectiv interlop. E greu de stabilit. E evident că sunt mult mai vizibili aceștia. Și prezențele alea stridente, alea cele mai vizibile. Adică, scuză-mă, dar o floricică dansatoare dând în fund, scuzați-mi expresia, în Piața Victoriei, e mult mai atractivă din punct de vedere al expunerii publice decât 3-4 ani în Horeca, adică care încearcă să-ți explică. Îți ia ochii, îți ia mințile, îți ia ce vrei tu. Să-ți ia mințile? Unora le ia și bani. Mințile n-are, până la urmă, mințile ca să ți le ia, trebuie să le ai. Am văzut că mulți dintre cei care se învârt în jurul, multă, care sunt în jur, nu prea dețin așa. Da, mă ridicol, știi, sunt convins că acolo erau proprietari de restaurante care protestau împotriva unor măsuri pe care nici eu nu le înțeleg și nici unii din executiv nu le înțeleg. Da. Dar oamenii ăia nu sunt atât de vizibili, pentru că ce să vezi, nu se tăvălesc pe jos, nu fac tume, nu dansează pe manele în piața publică. Și eu îi înțeleg, Răzvan, îi înțeleg foarte bine pe oamenii care protestează într-o legitimitate a situației, în sensul în care dacă le-ai închis afacerea, eu vorbesc aici de localuri, dacă le-ai închis afacerea, trebuie să-ți permiți să le închizi afacerea, în sensul că trebuie să-i despăgubești un pic. Și văd pe toți oamenii aceștia care au fost închiși timp de un an, deschiși, închiși, tot așa, într-un soi de nebunie continuă. Toți oamenii aceștia îi văd nemulțumiți, că înțeleg că nu li s-a dat nimic din ce li s-a promis. Și atunci eu înțeleg ieșiți afară protestând. Înțeleg acest gen de atitudine, pentru că de ce, vorba celebrului nostru autor, de ce e normală această atitudine? Mă, înțeleg că totuși la noi restricțiile au fost mai lejere, pentru că noi nu ne permitem, din punct de vedere economic, restricțiile care există în alte părți. Dar astea câte le-am luat, înțeleg că ni le permitem. Ni le permitem în sensul în care oamenii ăștia trebuie despăgubiți. Eu pledez pentru despăgubirea oamenilor nostru, la Răzvan. E fire să-l despăgubești, dar nu știu dacă e de fapt o despăgubire sau e un sprijin al statului în urma unei decizii. Nu, restricțiile, acum să fim sinceri, restricțiile noi au fost puțin mai blânde, pentru că și situația a fost ceva mai calmă. Noi n-am fost în situația Italiei. Da. Da? Păi în Italia era o zonă roșie perpetuă și acum au limitări și nu știu ce, dar în ce hal a fost Italia afectată de această pandemie, la nivel de presiune pe spitale, dar și procent în populație, și cum a fost România. Iară, și în Franța sunt, adică nu putem compara. Nu putem compara. În Marea Britanie, Marea Britanie târziu de tot s-a apucat să impună niște restricții. Marea Britanie a fost într-o veselie totală, Răzvan, avea 1000 de morți în decembrie, a trebuit cumva să intervine cu un lockdown agresiv, ca acum să o scoată la capăt după 2 luni de lockdown. Și ne-am dat între primii lockdown în martie anul trecut. De-aia ne-am bucurat ulterior că putem fi un pic mai relaxați decât ceilalți. Că noi am stat în perioadă stare de urgență în casă, când alții nu stăteau. Marea Britanie, la finele anului trecut, se gândea ce restricții aș mai putea eu introduce, când noi deja eram sătui de restricții. Adică lucrurile nu trebuie luate doar la nivelul actual, momentul ăsta. Că sunt, ce zi e, domnule, 30 martie? 31 martie. A acestei luni. Domnule, nu ne comparăm cu 31 martie. Haideți să ne uităm și la 31 martie 2020 să vedem, că nu poți să ai niște restricții înaintea tuturor și după aia iarăși să ne aliniem la capitolul restricții. Da. În altă ordine de idei,
în altă ordine de idei. Sau în altă dezordine, Răzvan. Că nu pare trebuie nimic ordonat în ce se întâmplă aici. Trebuie să punem un pic de ordine. Okay. Lucrurile în ordine. Ia. Mie comparația astea cu alte țări europene mi se pare de prost gust. Îmi pare o să aud asta. Pentru că nu... Deci, în primul rând, legislația e adaptată la societate. Adică, acolo trebuie să ai niște reguli adaptate la cutumele sociale. Dar dacă noi nu avem obișnuința de a-mi lua fiecare zi, de a bea cafeaua în oraș împreună cu nu știu câți prieteni, dacă noi nu avem ca italienii cina cu patru generații la aceeași masă, mi se pare totuși nefiresc să am aceeași restricții cu cele din Italia. Înțelegi? Asta mi se pare. Noi am importat doar, am importat modelul. Ne spunea domnul Raed Arafat. Noi am importat un model occidental. Păi, dar noi societatea occidentală. Adică ce importat? Adică hai să importăm tot în momentul când avem aceste restricții. Vă și italien dacă vreți. Nu mi pune mie restricții italienești pe populația românească. În schimb, băi, că italienii impun restricții și pe populația românească, că avem acolo o comunitate extrem de extinsă. Păi, e treaba lor acolo, te-ai dus acolo. Treaba lor, dar vreau să, în concluzie, când impui aceste restricții pe Horeca, și nu mă refer la hotelul, că înțeleg că hotelurile merg din plin acum, dar pe restaurante. Da, ce bine merg hotelurile. Merg, Răzvan, merg, pentru că, domne, hotelurile au voie să servească, practic, să-și servească clienții chiar în restaurante, în incintă. Deci nu e, totuși trebuie să dar tot cu reguli de distanțare. Și tot cu un număr limitat. Bun, mici reguli de distanțare. Păi nu, nu sunt mici reguli de distanțare. Zici că diferența între 100% capacitate și 50% capacitate era de distanță. Păi, ai înțeles-o, dar o trece așa cu vedere. Este, nu trecem cu vederea, dar vreau să semnalez următorul lucru. Când impui aceste restricții, și vreau să rămâne scris, să știți că când impui aceste restricții, trebuie să-ți permiți să le impui, trebuie să-i despăgubești pe oamenii, le iei pâinea de la gură, dă-le ceva în compensație. Înțeleg că nu li s-a dat celor din industria asta, Horeca. Hai să-i spunem domnului Raed Arafat că e o mare diferență între România și Occident dintr-un punct de vedere pentru care nu are niciun fel de scuză. Da. Întotdeauna, în fiecare țară europeană, la momentul introducerii unor restricții, se stabilea și perioada pe care acestea vor opera. Adică, închidem magazinele începând cu ora 18 în weekend, da, pentru o lună, pentru două luni, pentru șase luni, pentru un an, până 1000 de ani. Dar, până când? Nu este singura țară din Uniunea Europeană, domnul Buzeanu, în care se introduce o măsură, da, fără să se anunțe durata ei în timp. Nu se stabilește cât. Am introdus această măsură până când vom vedea schimbări. Nu există așa ceva. Tu întotdeauna trebuie să-l anunți pentru o lună. Uite, după o lună, dacă reînnoim, e o discuție. Să remarcăm dar noi nu avem niciun termen niciodată. Să remarcăm că a apărut astăzi domnul, poate că nu știți, a apărut domnul Câțu. Domnul Câțu apare la ora 3. Atunci s-a gândit el să facă conferință de presă. Așa s-a gândit el, așa a primit el sfatul și cu el a mers mai departe. Deci tu ai nevoie să apari, să explici oamenilor niște lucruri și tu explici exact când oamenii sunt la serviciu, ba chiar cred că sunt în pauza de masă la ora 3. Nu mi-ar da în cap niciodată, dacă aș fi premierul României, să facă o conferință de presă la ora 3 în care s-a anunțat niște lucruri importante. Iată din imagine astăzi explicând niște lucruri și mi s-a părut extrem de rezonabil în felul în care a explicat. Ca explicația a fost extrem de rezonabil. A explicat care au fost pașii și cum a ajuns în situația asta. Domnule, eu nu vreau să închid economia. Așa. Treaba mea e să funcționeze economia, nebunia mea e cu economia. În schimb, trebuie să apelez la niște specialiști. Ăștia sunt specialiști. Deci am mutat discuția pe specialiști. Stai mă, că nu, țara nu e condusă de specialiști, Radu. Țara e condusă de politicieni. Votați. Da. Înzestrați cu încredere câtă e a poporului. Spui să-mi spui mie acum, eu aș vrea să fac, vă dați seama, da, special. Păi atunci să vină specialistul, mă, să candideze. Deci specialiștii te consiliază. Specialiștii îți oferă scenarii. El a luat deciziile date de specialiști. El a luat așa o medie, a explicat că au fost niște criterii. Nu se cunoște specialistul care a propus închiderea magazinului la ora 18. O să vorbim despre și limitarea la ora 20. Cine e specialistul? Imediat vorbim despre ei. Dar deocamdată să vorbim despre doamna specialistă Raluca Turcan, care e specialistă în situații stranii, naște situații stranii, te poți trezi mort, vorba doamnei Turcan. Am avut și doamna Turcan un mic derapaj antimască și gata. Eu văd... Justificația acum pe altarul pandemiei. Eu nu văd o logică pentru care în mijlocul unui astfel de scandal, cum este în România, în cel mai tensionat moment al pandemiei, tu ai apărea în aceste fotografii, chiar dacă ele s-au produs. Ok, ai mers fără mască, ok, nu vreau să fiu moralistul de serviciu. Dar de ce ai publicat aceste poze? De ce n-ai avea o grijă în poze reușite? Publicarea acestor poze. Sunt niște poze reușite cu prietenii, poate cu familia. Nu mi-ar da niciodată în cap ulterior să o dreg în felul următor. Da, da, ne-am testat, domne. Pe asta a zis Shelly, mă. Ăsta e nivelul Shelly. Ăsta e nivelul și așa a argumentat Shelly faptul că a dat o petrecere cu maliști. Mi se pare că ne-am testat înainte. Da, vezi că e un comentariu de bun simț. Putea spune jos masca, sus inima. Dacă crezi că poți sta jos masca, sus inima. Level Shelly. Deci bun, asta e situația. După care vinești, o să plătesc amenda. Ca și cum... Abia e problemă.
Da. Deci abia e probabil. Că s-a întâlnit într-un astfel de grup mai larg și nu a purtat mască, e oarecum de înțeles. Sunt convins că cei mai mulți, dacă nu chiar toți dintre cei care ne dau sfaturi de distanțare, comit astfel de acte. Vă reamintesc că doctorul Rafila povestea cum în urmă cu o lună, două, cât domnul Buzoianu, s-a întâlnit cu un prieten și copiii erau pe lângă, se jucau împreună. La finalul anului trecut, cred. La finalul anului trecut. Cu câteva săptămâni înainte ne explicase de ce e important să purtăm mască și în casă, cu familia. Când se întâlnește cu tatăl său. Când se întâlnește cu bunicul, poartă mască, poartă tot timpul. După care ne explicați, da, domnule, am luat acest COVID, că eram cu familie, îți dai seama, hărmălaie, copiii se jucau pe acolo, nu știu ce. Deci este evident că măsurile nu sunt respectate. A lejerizat portul măștii. Asta cu criteriile astea, mai de ales oameni care au trecut în boală sau care sunt vaccinați, sau nu vă imaginați că într-adevăr stau la mese de cel mult 6 persoane și nu știu ce. Nu cred. Nu cred. Acum, de asta nu mă miră că și doamna Raluca Turcan e o ființă umană, da, e un om politic, am mai văzut-o și la ziua domnului Orban la masă acolo. Eu nici atunci nu m-am grăbit să-l critic pe Orban, era ziua lui, dacă nici de ziua lui nu poate bea o bere, hai să fim serioși. Dar problema este această concluzie. Voi plăti amenda. Bă, asta mă deranjează pe mine. Și la Voiculescu. Și la Voiculescu și la toți. Deci voi plăti amenda. Chiar voi plăti amenda. Și cu asta s-a rezolvat. A, deci, dar și dacă nu precizez, e o chestiune de la sine înțeleasă, domnule. Voi plăti deci amenda. Nu faci un favor. E vândută ca un favor. Da, e pare de genul, uite, a zis că o să plătească, mă, o să... Bă, deci dacă se oprea acolo și spunea într-adevăr, eram într-un cadru sigur, oamenii erau imunizați, haide să fim serioși, înțelegeam. Și un jurnalist ar fi întrebat, dar amenda ați plătit? Da, domnule, am plătit și amenda. Da, domnule, am plătit, a ce fel de întrebare e asta? Da, așa e. Domnule, mă jigniți cu trebuie dar să vii și să precizezi, voi plăti totuși amenda. Da. Să știți că am să plătesc amenda. Și ne-a închis gura. Hai, mă, că va plăti amenda. Ca și cum e opțional, doamnă. Nu e ca și ați dat dezlegare la amendat. Să știți că da, accept amenzi. Miercurea, între 13 și 16, program primire amenzi. Primiți amendă, normal că luați amendă. Era culmea să nu fie Voiculescu amendat, să nu fiți dumneavoastră amendată. Eu nu cred că e o faptă gravă, cum nu cred nici la domnul Vlad Voiculescu, că e o faptă atroce, aceea că a fost dărit pe hol, fără mască, timp de 20 de minute. Dar e o faptă gravă când ești ministrul sănătății. Ministrul sănătății, deci, și context. Unul dintre promotorii restricțiilor la nivel guvernamental. Adică dacă ți se pare ție, Vlad Voiculescu, ceva absurd în legătură cu situația în care te aflai acolo și reacția față de situația în care te aflai acolo, să știi că și românilor li se par multe lucruri absurde și totuși trebuie să le respecte pentru că se vine cu această idee. Bă, așa e legea. Și atunci, sigur că așa e legea și la tine. Bun. Deci dacă regulile sunt absurde pentru cetățeni, ele trebuie să fie absurde și pentru politicieni, doar că la cetățean mai ai un pic de înțelegere că nu el a inventat restricțiile astea. În schimb, la nivel de guvernamental, domnul Vlad Voiculescu care promovează, nu, aș vrea nici mărțișorul să nu-l dați. Dacă îl aruncați-l pe geam, îl prinde la 10 metri, dezinfectați-l, treceți-l pe un foc. Deci după ce vii cu măsurile astea să fii prins fără mască, da, trebuie să fii amendat. Te-a prins, te-a ars. Asta e evident. Trebuie să dăm și o veste extraordinară la proteste. Au luat parte și renumiții clanului Pian, au participat și ei, nici ei nu mai suportă și ei sunt alături de protestatari. Participă și ei așa cum pot, cum se cuvine, cu câțiva membri la fața locului. E normal, lucrul ăsta se întâmplă peste tot. Până la urmă. E un mare prejudiciu de imagine pentru protestatarii de bună credință, care vin cu măsurile alea rezonabile, că se lipesc tot felul de... Nu știu, eu zic că ar trebui să aveți mai multe evenimente de protest. Eu chiar așa cred. Cred că ar trebui să-și facă Horeca protestul său. Adică dacă ajută pe Horeca să-ți zbiere libertate, libertate, unul care tocmai a făcut asasin pe medici sau unul care tocmai a ieșit din pușcărie condiționat după ce a traficat niște persoane. Și aș mai adăuga, Răzvan, am văzut în niște interviuri cu niște persoane decente participante la acest meeting și se auzeau undeva în spate domnul Chitic cocoțat pe nu știu ce. Adică... Bă, nu știu dacă oamenii erau de acord să fie conduși în această intenție a lor de domnul Chitic. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu clanul. Hai să arătăm imaginile și să mai atragem atenția puțin, că asta facem. Înainte, cum erau odată, asta ne-am dorit cu toții și pentru asta luptăm și pentru asta am ieșit astăzi și luni. Rudele fostului interlop Emi Pian au ieșit la protestele din capitală. Motivul, vor să lupte pentru țară. Că l-a trimis mama lui și mama mea să luptăm pentru viitorul. Mama mea m-a trimis și mi-a spus în felul următor, du-te, George, și luptă pentru țară. Și mama m-a trimis la fel. Supărați că pandemia le-a stricat treburile, cei trei par să-și fi făcut teme și explică din postura de artiști, așa cum se declară chiar ei, cum stă de fapt situația mondială în acest moment.
nu știu dacă veți înțelege ceea ce voi spune acum. Este o boală de plămân care a fost și până acum. Pericolul este masca care o purtăm la gură. Pentru ce să stai eu în casă când afară e atât de frumos, viața e atât de frumoasă? Această treabă este strict legată de mască, de minciuna care se întâmplă în țara asta, de noi artiștii, persoanele publice care ne țin în casă și nu putem să ne facem treburile. Aceștia susțin că trăim într-o minciună și amenință că vor continua să protesteze până când vor recupera țara din mâinile celor care o controlează. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în acest moment, deoarece consider că trăim într-o minciună și tot ceea ce se întâmplă este doar o minciună. Păi avem un an și jumătate aproape de când ne tot minte cu acest virus. Eu o să fiu aici cât se va ține protestul și sper eu ca tineretul să se trezească la realitate și să iasă în stradă cât mai mulți oameni. Mulțumim. Avem o Românie cum era înainte. Vă pup! Rudele lui Emipian arată că nu și-au schimbat părerea din urmă cu aproape un an, atunci când au ignorat total măsurile autorităților la înmormântarea liderului clanului Duduienilor. Florin Mototolea, cunoscut drept Emipian, a murit vara trecută după un conflict dintre două clanuri din București. Atunci, sute de persoane au mers să-și ia rămas bun de la liderul Interlop. Bun. Ați văzut acolo oamenii spunându-și punctul de vedere, e normal să știm punctul de vedere al celor din clanul Pian, celor din clanul Sadoveanu, din da, clanul... Toate clanurile ar trebui toate clanurile. Convocate la nivel guvernamental, da, pentru consultări. Consultări? S-a vorbit foarte mult cu medicii și s-a vorbit foarte puțin cu clanurile, puțin spre deloc. Da. Deci, mi se pare normal clanul Pian să prezinte un plan de măsură. Am văzut că și PSD are un plan de măsură, de ce n-ar avea și clanul Pian? Deci trebuie discutate cu toate părțile societății civile și societății penale. Pentru că doar așa putem ajunge la consens. Știi că avea Convenția Democrată. Nu putem reuși decât împreună. Da. Nu putem reuși decât împreună. Uite, sunt oameni aici care regretă că nu pot participa la proteste dacă s-ar elibera în timp util. Uite, o reacție. Sunt oameni care... S-ar elibera în timp util, ar veni cu mare drag. Ar veni cu mare drag, Răzvan, și îmi pare că asta semnează jos restricțiile. Asta spune. Și avem aici o altă... Hai liberare! Dă-mi case, dă-mi pușcărie, de unde s-a putea? Deschide școlile și deschide școlile, copiii au nevoie de educație. Și iată o persoană care chiar are nevoie de educație, Răzvan. Păi da, aici e îndreptățită revendicare. Deci a venit cu o dovadă. Și probabil și eu, uitați-vă cum scriu. Uitați-vă. Deci dacă ar fi pus cratima corectă, ai fi zis, hai domnule, lasă-ne. Da. Lasă-ne, că ai făcut destulă școală. Da. Domnul ți arată. Uite, nu mă fac, mă compromiteți. Am vrut să particip la acest protest cu o pancartă scrisă corect. Și școala online. Bine, acum nu știu că școala offline ar fi ajutat foarte mult. Da, deci e clar că și clanurile au un punct de vedere. Dar e problema organizatorilor. Nu poți, mă, să fii iarăși, să fii prezentabil, să fii invitat la Cotrocel, la Palatul Victoriei, de să discutăm. Tu ai venit la protestul lui Diplan. Tu te-ai venit lângă Chitica, ai venit lângă Șoșoacă, după aia ești partener de dialog. Problema e că te asociezi cu oamenii aia, dă nevoie, că sunt singurii care țipă alături de tine, da. Dar după ce te-ai asociat cu oamenii ăștia, ai preluat un pic din imaginea lor. Înțelegi? Te-ai contaminat, ai luat virusul de acolo. Te-ai contaminat cu oamenii care făceau proteste când nu era cazul, te-ai contaminat cu dal de Șoșoacă, te-ai contaminat cu oamenii ăștia care au senzația că testele sunt de fapt o metodă de a crea o bancă de date și cu ADN-urile noastre. Și o veste și mai proastă, Răzvan, toți oamenii care s-au adunat acolo, care sunt mai degrabă mulți și poate că mulți dintre ei n-au nicio legătură cu genul ăsta de persoane pe care le-ai semnalat mai devreme, da, i-au creditat prin mulțime, în sensul că uite cât de mulți oameni sunt în fața mea și eu le vorbesc, pentru că oamenii veneau în nemulțumirea lor și ăștia se suiau pe câte o fântână de aia de pe acolo și începeau să vorbească. Și persoanele astea sunt și un pic mai tupeiste, se așează în fruntea mulțimii. Da. Bă, oamenii dacă sunt decenți, dacă vin așa cu probleme, nu mă cred că au venit în fața lor, nu este... Nu eu am să deschid coloana de protestate. S-au așezat acolo, scandează împotriva domnului Câțu, împotriva domnului Arafat, împotriva domnului Klaus Iohannis, am văzut că s-a protestat. Dar asta nu înseamnă că sunt oamenii ăștia, îi vor vota pal de Chitic, pal de Capsali, pal de Diplan, pal de nu știu care. Chitic, pitic, dar tiripic, hai să mergem, Răzvan, și către niște protestatari care de asemenea au un alt gen de restricții la care vor să se renunțe. Genul ăsta de restricții până la urmă trebuie să cadă. De exemplu, aș fi vrut să se servească cu ceva, era cald, aș fi vrut o băutură. Toate magazinele închise, toate restaurantele închise, ce să faci? Vandalizezi un tonomat. Vandalizezi un tonomat și acest tonomat. Deci este o reacție practic la aceste restricții până la urmă. Eu așa am înțeles ce făceau acolo. Da, ei ar fi cumpărat, mă.
Ei ar fi vrut. Deși de la un tonomat nu ai nevoie. Puteai și pe noapte. N-ai nevoie. Da, ei au zis, domnule, dacă e închisă orice activitate comercială la ora asta, înseamnă că asta e. Eu am înțeles că așa a fost comunicată, activitatea comercială, vezi? Și atunci dacă dau bani, iau sucul, e clar activitate comercială. Nu vreau să încalc legea. Jefuim pentru că intrăm într-o activitate comercială, ceea ce e interzis prin lege. Înțelegi? Deci e greu să ți se vorbească de sau să te asculte cineva când vii și spui, domnule, îmi distruge afacerea, nu știu ce, da. Când alături de tine erau 10 băieți care au bătut un tonomat. Bă, dacă au bătut un tonomat, sigur că aici au bătut un tonomat și jandarmii au intervenit discret la un moment dat și au zis, nu mai dați-mi el, că nu v-a făcut nimic. Dacă se întâmpla așa ceva la 10 august... Aoleu, ea părea fantoma în alb, părea fantoma să ăla, păi, nu dirija circulația. La un moment dat... cum se numesc alea? Bastoane? Cum se numesc? Bastoane. Cred că mai au o denumire, dar nu vreau să o spun la televizor. Bulane. Bulane, nu știu cum. Ceea ce vrei să zic. Bă, măi, chestii contundențe. Dar apropo de contundențe, Răzvan. Cum eram eu aseară la televizor, zapam de acolo până acolo, la un moment dat l-au prins... Deci nu ai fost la protest. Nu, eram la protest, dar eu sunt genul de protestatar de acasă. Tot timpul am protestat din fața televizorului. Și eram acasă protestând acolo, la fața locului, și la un moment dat l-au prins pe unul de făcut ceva în neregulă. Era clar că a făcut ceva în neregulă. Și ăștia erau toți la televiziunea la care mă uitam, nu mai știu care era, una dintre astea agitate, o televiziune agitată, erau la modul, trebuie să, ia uite, l-au luat, jandarmii l-au luat, îl dărâmă, ce-i fac? Și era Ciolacu prin telefon. Păi trebuie să răspundă domnul, cum îl cheamă, domnul ministru de interne, domnul Bode, trebuie să răspundă pentru aceste agresivități. Ien Ciolacu, membru al Partidului Social Democrat, cel care a produs 10 augustul. Trebuie să răspundă domnul Bode că l-au luat pe unul de furat ceva pe acolo, profitând de acest protest. S-a tras în protestatarii pașnici, ca în al doilea război mondial, da. Și doamna Carmen Dan n-a fost deranjată nici măcar cu o floare, poate de 1 martie, uitați doamna, că au ieșit ghiocei. Chiar cu și buchet. Atât, da. Un buchet întreg. Un buchet. Atât. Și ne spune acum că s-a intervenit pentru a opri niște vandali? Acum și asta e problema. Eu nu știu de cine sunt trimiși oamenii ăștia la protest. Că vezi? Acum e teoria conspirației. Intri pe teoria conspirației. Nu-mi place. Păi măi, ori au ieșit de plictiseală că stau în casă de un an de zile. Pur și simplu au găsit acest prilej, Răzvan. Păi, fă-mă, dacă tot se iese, hai să ieșim. E de ieșit. E de ieșit. Ne mai plimbăm, mai luăm aer. Da, da. Mai ieșim și noi, Doamne iartă-mă, din casă, că destul ne-au închis ăștia la ora 22. Dar eu te întreb în momentul de față. Se mai aplică moratul restricția aia cu ora 22? Mă, e spectaculoasă întrebarea ta, Răzvan, pentru că am văzut un moment extrem de interesant. Un moment în care o cetățeană încă de vreo 20 de ani era amendată. Și jandarmii întrebau, aveți declarație? Ce declarație să am? Nici să nu am protest. Ce protest, domne? Am înțeles că da, trebuie declarație. Aveți mască? Mască n-aveți? Păi dacă sunt la protest, îmi trebuie mască? Băi, genial această întrebare, mă înțelegeți că am izbunit în hohote când am văzut. Da, și jandarmii cum au identificat un om de mulțime? Vă trebuie mască. Loteria vizelor. Vă trebuie loteria amenzilor. Haideți să o amendăm antante. Stătea deci, pe o bordură acolo cu aceste declarații. Deci imaginați-vă, sunteți o persoană, plecați de la muncă puțin mai târziu sau de unde veniți dumneavoastră, vă îndreptați spre casă, vă grăbiți, te singur, vă grăbiți pe stradă, să nu vă prindă, Doamne ferește, ora 10 singur pe trotuar, că vă amendează. În același timp, nu într-un univers paralel, dar pe alte străzi, pe o șosea paralelă, un cordon de mii de oameni, fără mască, flancați de jandarmerie și de poliție, la 11 noaptea, la 12 noaptea. Tu primești amendă. Cordonul ăla nu primește amendă, e la protest. Păi atunci ea nu-s clar. Băi, dacă mă vedeți vreodată seara pe stradă, mergând, am un protest. Așa protestez eu individual. Ăsta e genul meu de a protesta. Eu sunt mai așa, mai eu sunt o persoană mai individualistă. Da, eu am un protest unic așa. Păi cum adică, mă, deci dacă ne strângem mii de oameni acolo, e o acțiune de protest, doar vandalii sunt amendați. În regulă. Dacă găsești doi oameni la o terasă la ora 10 seara, ia uite cum încălcați voi regulile pandemiei. Deci este inadmisibil. Noi am ajuns în momentul de față să ne zgârcim la zonele care nu ridică niciun fel de risc pandemic, că nu s-a îmbolnăvit nici dracu în restaurante vreodată, hai să vin serioși. S-au îmbolnăvit în școli, s-au îmbolnăvit în părțile deschise și în alte părți. Asta e o prostie cu restaurantele. Da. Au fost și ei în Occident că au închis ea cafenele, au închis și ei cafenele. Asta e o prostie. Dar revenim, mergem pe prostia voastră. Deci, doi oameni la o masă, la 10 și 10, facem și dosar penal dacă vrem. 10.000 de oameni mărșăluiți, flancați de jandarmerie, aici e un protest. Păi știu, mă, dacă omori un om, Răzvan, e o crimă. Dacă omori... Câteva milioane e statistică. E deja statistică. Am cam așa, ăsta e principiul. Eu am crezut că am depășit perioada totalitarismelor, a extremismelor, a ismelor. Secolul al 20-lea. N-am depășit nimic, dar aș vrea să... N-am depășit nimic, noroc că am depășit. Să nu depășim momentul și să relatăm și o chestiune întâmplată extrem de interesantă la Botoșani, unde un protestatar protesta în stare acum de ebrietate. Acum a fost un oximoron.
Acolo a fost ceva plăcut. Acum a fost. Deci, protestați stare de ebrietate probabil pentru redeschiderea restaurantelor. Păi o să fie, mă, dacă... Scandând împotriva medicilor în timp ce era dus cu ambulanța la spital. Hai să ascultăm. Un moment extraordinar. Ia să vedem ce se întâmplă. Să și auzim de la fața locului ce se întâmplă acolo. Îmi place și precizarea cu care a venit domnul Dan Izotov, inspectorul județean, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmerie. Așa. Domnule, zice în felul următor: vreau să fac precizarea că la persoana care a fost dusă la urgențe, diagnosticul a fost de etilitism acut. Etilitism. Ăsta e diagnosticul. Etilitism. Etilitism. Bine, a fost spiritism. Etilitism elitist. Era la un nivel superior. Mi-aduce aminte de la, de la Caracal, de profilul de la Caracal, nu avea imbibație etilică. Deci în sensul că nu era beat. Așa explica el faptul că un om nu era beat. Sunt oameni care se cam, ți-am zis, dialectica asta salvează multe vocabulare limitate. Care e problema aici? Deci s-a îmbătat omul ăsta. Se poate întâmpla, până. Se poate întâmpla. Dar de ce te-l duce cu ambulanța la spital dacă s-a îmbătat? Păi ca să-i pună un diagnostic. Ca să-i dea ce zeamă de varză, ce să-i dreagă, ce să-ți diagnozi eu să era un bet. Bă, Răzvan, putea să aibă COVID, putea să se fie o grămadă de lucruri. Putea să aibă COVID și COVID-ul nu se lipește la alcoolemia asta. Ce să, COVID să ai, mă, Doamne, iartă, l-am bibat în alcool, l-a ucis până prin gradele. Deci, și nu militare. Cum s-a îmbătat un om și a chemat ambulanța, l-ai dus la spital? Poate că a chemat chiar el ambulanță. Păi băia, te mir că sunt spitale supra-solicite. Păi dacă îmi aduce, dacă am chemat ambulanța pentru fiecare alcoolic și fiecare persoană beată, da, mă, nu face față sistemul medical. Dacă se poate să explice chemarea ambulanței, au trebuit... Stai-mă ce rău sunat în partea purtătorului de cuvânt, domnule, s-a îmbătat, am chemat ambulanța. Au trebuit să-i pună un diagnostic. S-au dus în etilitism. Și diagnosticul nu poate să fie, domnule, era beat, beție. Nu există. Beție cruntă. Etilitism. Și a zis-o acut. Mai... Acut. Acut. Deci, ca să înțelegeți. Ca să fie... Amatorii ar spune beție cruntă. Da, nu. Profesioniștii ar vorbi despre etilitismul acut. Da. Suferă de etilitism acut. Dar îți pare și rău de el. Spui, domnule, nu se poate. Și haideți să facem o strângere de fonduri. Avem un om aici care suferă de etilitism acut în faza avansată. Se rupe sufletul, mă, când te gândești și el, de fapt, băuse două damice. Mă, diagnosticul presupune cumva o boală. Înțeleg, așa eu când aud un diagnostic, înțeleg că e vorba și de o boală. Și aflat atunci... într-o gravă suferință, dânsul are și etilitism acut. Deci nu mai vorbesc de asta, că dânsul are etilitism acut. Bun. Dar asta merge măcar la comorbidități, poți să o treci, plus avea etilitismul ăla acut. Deci era cu etilitismul... Îl ducea pe picioare. Vai. Dar uite că nu-l mai ducea pe picioare. Da, n-am auzit pe picioare. Pe picioare etilitismul acut. Așa ceva nu se duce pe picioare. Deci asta e, astăzi, ca să vezi cum e viața asta. Astăzi strigi asasinilor către medici, a doua zi te trezești într-un pat de spital tratat de etilitism acut. Dar o fi un medic care a pus acest diagnostic. Nu, aduceți-mă specialist, că noi nu avem capacitatea să tratăm etilitismul acut. Dar cine, dar care, până la urmă, care e zona medicală care se ocupă? Că tu îl trimis cumva la medicul de specialitate, nu? De deja, medicul de resort, cum s-ar zice. Da? Nu știu de ce... Așa. Alcoolicii într-o fază există de asta... Și asta, o secție de... La psihiatrie se tratează dependența de alcool. Dar aici nu știu dacă e cazul, că aici poate era un eveniment izolat. Poate omul a sărbătorit ora de 10 seara pe străzi. Omul e sfârșit de când n-am mai văzut ora 10 seara pe străzi. Și a dat într-un nenorocit de etilitism acut. Iar jandarmi, dar cu câtă blândețe, că nu știam că jandarmeria asta e atât de utilă la casa unui. Pune domnul un jandar la fiecare cârciumă. Vede că iese omul, merge zigzag, doamne, să nu cumva să... Nu sunt medic, dar pot să arunc o privire. Da. Se vede etilitismul acut, mă, dumneavoastră. Nu vreți să vă chem o... Dar sunteți medic, domnule, ca să puneți diagnostice. Nu sunt jandar. Hai, mai rău. Deci bun. Vă dați seama. Hai să luăm și noi o scurtă pauză, vă dați seama, după care ne întoarcem cu un scandal imens petrecut. O să vedem despre ce e vorba. Și încă un scandal imens. Avem foarte multe scandaluri imense. Li se dă de toate, se facă bine și ei protestează. A murit tata acum două zile de COVID. Acum două zile a murit tata de COVID și voi protestați?
Există acest parcurs, există acest desfășurător al evenimentelor, se întâmplă ceva care n-are niciun sens, n-are nicio logică, n-are niciun pic de bun simț, evenimentul în sine, se întâmplă o prostie, după care vor interveni autoritățile și vor spune, nu tolerăm așa ceva, se întâmplă acolo stare de tensiune, apar unul câte unul la microfoane și vă spun că nu tolerează așa ceva, vor fi aspru pedepsiți, după care se liniștește evenimentul așa ceva, că n-ai ce și începem faci. Cu toleranța. Da. Să vedem în privința metrorex. Cât de toleranți sunt guvernanții noștri în privința metrorex după ce, nu știu, săptămâna trecută îi amenințau cu plângeri la DICOT pentru terorism, pentru nu știu ce. Haideți să vedeți cum ia calmară doi pe toți. Ia să vedem. Au apărut niște povești în spațiu public în ultimele 24 de ore, care sunt cam ca la Radio Erevan. Circulă un fake news de la sindicat, cum că s-a pus Batista pe țambal. Adică, vezi, Doamne, nimeni nu pățește nimic, nu, salariile rămân cum sunt, personalul rămâne cum e, totul e bine și frumos. E nimic mai departe de adevăr, este complet fals. Ministrul Transporturilor a ținut să demonteze informațiile apărute în presă și a anunțat că nu a ajuns la nicio înțelegere cu Ion Rădoi. Dimpotrivă, acesta și oamenii lui vor fi trași la răspundere până la capăt pentru blocarea metroului de vineri. Și acțiunile penale, cele care au fost depuse la DNA și DICOT, continuă cursul acestor acțiuni. Nu există nicio intenție de a da vreun pas înapoi. Nimeni nu scapă de răspundere. Legea, cum spuneam, nu e negociabilă și toate acțiunile merg înainte. Metrorex va depune o acțiune la Tribunalul București pentru despăgubirea Metrorex de către sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate în acea zi în care metroul nu a putut circula. Ca să fie foarte clar, acțiunea de despăgubire este îndreptată împotriva sindicatului USLM. Pe românește vom cere banii de la Rădoi și de la sindicatul pe care îl conduce. Cătălin Drulă spune că nici în privința banilor pe care Ion Rădoi îi tot cere de la stat pentru cheltuielile Metrorex nu se va ajunge la o înțelegere și amenință cu insolvența. Legat de salarizare și de, de personal, s-a ieșit și s-a bătut cărămida în piept domnul Rădoi că nu se schimbă nimic. Rămâne la fel personalul, rămâne la fel salariile. Există doar variante matematice simple. Ori se acceptă de către angajați, de către sindicat, o renegociere și eventual acea creștere de 18% de anul trecut să nu mai aibă loc sau să aibă loc cândva în viitor eșalonat, ori se ajunge la disponibilizări, sau mai există și varianta a treia care e, din punctul meu de vedere, cel mai puțină fericită, dar dacă asta, dacă nu există înțelepciune, se va ajunge acolo, și anume insolvența. Iar o companie care intră în insolvență are libertăți mari de a face și concedieri și scăderi de salarii. Și ca să fie tacâmul complet, Ion Rădoi își poate lua adio și de la afacerea care i-a adus o avere, spațiile comerciale din stațiile de metrou. Există o somație care expiră în data de 2 aprilie, după care mergem înainte cu căile legale, cu evacuare, cu demolarea acelor spații care nu au forme. Revenind la fake news-ul despre care vorbește ministrul transporturilor, este vorba despre un document încheiat între conducerea Metrorex și Ion Rădoi, prin care compania se angajează să respecte toate cererile sindicalistului. Și nu pare un fake news, ci un document semnat și parafat de ambele părți. Păi ce facem, domnilor, cu documentul ăsta? Cum jucăm acest document? Cum reușim să ne comportăm în fața acestui document? Ce hotărât proces era, verbal. Domnul Drulă, foarte hotărât. Deci nu se poate așa ceva. Circulă un fake news, domnule. Nu e niciun fel de fake news. Motiv pentru care încercat să fie adus în emisiune domnul director Paraschiv de la Metrorex se dă dispărut. Nu știu unde. El nu mai răspunde la telefon decât domnului Rădoi, că rest nu... E subteran, Răzvan, da, cred că n-are semnal la metro acolo. Avem acest document, un proces verbal de ieri,
da? 30.03.2021. Încheiat astăzi, 30.03.2021, în cadrul întâlnirii între reprezentanții angajatorului Metrorex și cei ai salariaților reprezentați de USLM, adică sindicatul Rădoi, organizată în urma invitației adresată conducerii Metrorex din partea unor salariați care și-au asumat calitatea de reprezentanți ai angajaților, înregistrată la Metrorex cu a număr, ba, per, per, pac, pac, în conformitate cu cele precizate în adresa USLM, înregistrată, temele întâlnirii se referă la cele convenite în procesul verbal respectiv. 1. Societatea se angajează că nu vor fi disponibilizări la metrou. 2. Societatea se angajează că nu micșorează salariile, veniturile, în paranteză. Adică nu se umblă nici la sporuri, să vă dați seama. 3. Recunoașterea USLM ca sindicat care asigură protecția socială a oamenilor conform contractului colectiv de muncă. Și 4. Împotriva salariaților nu se vor lua măsuri disciplinare pentru oprirea voluntară a lucrului. Absolut emoționant acest document. Au semnat aici și directorul Metrorex și șeful sindicatului de la metro. Acum o idee în felul următor. Păi cum adică? Cum adică să fim noi de acord cu astfel de temă de discuție? Cum adică să fim noi statul român, respectiv Metrorex, de acord ca împotriva salariaților să nu se ia măsuri disciplinare pentru oprirea voluntară a lucrului, în condițiile în care pe 26.03.2021, deci cu 4 zile înainte de această întâlnire, ne spunea domnul Bode, într-o stare de severitate agresivă, în felul următor: cine și-a asumat să facă o astfel de acțiune, fie și spontană, va plăti în fața legii. De acest lucru fiți convinși. Am avut aceste discuții și cu domnul prim-ministru Câțu. Același mesaj l-a transmis. Dosarul este legat de încălcarea prevederilor legale. Ca obligația să asigure minim o treime de capacitate de transport, nu se întrerupă nici egalitatea de transport cu metrou. Mă, dar ce se înrăise, domnul Bode? Și acum, exact ce ne interesează. Plângerea din partea Metrorex îi acuză pe cei care participă la acest protest spontan de sabotaj, de terorism. Deci, practic, Metrorexul este domnul Paraschiv. El este cel pus de domnul Drulă să conducă Metrorexul. Domnul Paraschiv este semnatar al acelui document, al acelui proces verbal în care se angaja la acele lucruri pe care le-am citit un pic mai devreme. Deci, de unde, domnule, reușim să mai scoatem la lumină acest eveniment pentru care pare că nici ei nu-l înțeleg prea bine? Adică, l-avem pe domnul Bode, ca să dăm o spectaculozitate, care a fost ministrul transporturilor, care l-a promis în plină pandemie anul trecut niște creșteri salariale spectaculoase cu 20%, domnul ministru de interne actual, fost ministru al transporturilor, și acum pe domnul Bode, în postura de ministru de interne, promițând de asemenea iară niște lucruri care iară nu se petrec. Bine, dar nelămuririle mele sunt cu privire la activitatea Metrox. Sigur, cu domnul Bode am nelămuriri mult mai multe și mult mai variate. Da. Da, așa, la nivel de Paraschiv, director general Metrox. L-am tot invitat, paranteză încă o dată, pe domnul Bode în emisiunea noastră, tot timpul fentează, domnule, cu domnul tare. Domnul Bode fuge de noi cum fugea Costel Alexe, dacă mai țin minte, anul trecut, până când l-au prins. Da. Procurori, mă refer că l-au prins, noi n-am reușit să-l prindem în direct pe domnul Costel Alexe. Poartă ghinion să nu intri la noi în emisiune, pare rău pentru politicieni. Îmi pare rău să vă spun lucrul acesta, da. Haideți să rămânem la nivel de Paraschiv momentan. Deci domnul Ștefan Paraschiv, săptămâna trecută, înainta o plângere pentru terorism. Bă, deci terorism, înțelegi? Era sabotaj și terorism. Era într-o severitate, Răzvan, era gata să sancționeze ce s-a întâmplat acolo la nivel de terorism. Deci el cerea intervenția de ICOT pentru că ce se petrece în subteran e terorism. Și chiar cred că dintr-un anumit punct de vedere poate fi un atentat la siguranța publică, pentru că ai obligat un număr foarte mare de cetățeni, sute de mii de bucureșteni, da, care ar folosi metrou în ziua respectivă, să se înghesuie mijloace de transport în comun insuficiente și deci evident să se infecteze. Bun. Acum, privind protestele astea care merg de 3 zile încoace pe străzile din capitală, ce, Doamne iartă, să mai vorbești de infectare în mijloace de transport în comun, că merg zeci de mii de oameni fără mască în fiecare zi, în fiecare noapte, de fapt, în România pe străzi. Dar asta e o altă discuție. Rămânem sub întrebările. De la sabotaj și terorism, domnul Paraschiv s-a întâlnit cu cei de la sindicatul metroului și a discutat despre cum nu vor lua măsuri disciplinare cei din conducerea Metrorex împotriva celor care au oprit voluntar lucrul săptămâna trecută. Păi stai, mă, de la teroriști și sabotaj ajungem la... Nu e cazul nici măcar de măsuri disciplinare? Deci de la pu-
pușcărie pentru teroriști, că așa se pedepsește terorismul în România, domnul Buzăianu, am ajuns la nici 15% din salariu nu-ți voi lua ca sancțiune disciplinară? Acum, domnul acesta Paraschiv, vreau să-l leg, că poate pentru noastră nu spune nimic acest nume, vreau să-l leg totuși de domnul Drulă. Domnul Drulă a decis să conducă totuși Metorex-ul, domnul Paraschiv, i-a dus, e omul domnului Drulă. Și mergem un pic la domnul Drulă să mai destindem un pic atmosfera. Ministrul Transporturilor face azi o declarație importantă, trebuie să o menționăm, să nu sărim peste ea. O să avem o autostradă de la Sibiu la Bruxelles, Răzvan. Deci am terminat-o cu construcția de autostrăzi pe teritoriul României și asta înțeleg, că pare că e un merit, pare că e un merit. Și ce se întâmplă dincolo de graniță până spre Bruxelles încolo? Deci nu doar de la Sibiu până la graniță, nu. Dar avem o promisiune de la domnul ministru al transporturilor că vom avea și spre Bruxelles autostradă. Ne face, domnul. Ne face. Ne face. Deci nu... Eu înțeleg că există deja așa ceva. E clară treaba că există. Există și marele zi chinezesc, dar nu înseamnă că l-am făcut noi cu muncitorii de la Bolintin. Înseamnă că vin promite de multe. Sunt și autostrăzile alea frumoase la sud de Dunăre, până Bulgaria. Da. N-avem nicio... Au fi avut noi cadrilaterul la un moment dat. Dar nu înseamnă că avem un merit pentru ele. Mai răzvane. Deci vine... Se întâmplă lucruri pe planeta asta și independent de realizările românești. Vine domnul ministru al transporturilor în primă fază și începe să explice cum nu face autostrăzi, cum asta e o chestiune, domnule, se vor face, dar undeva peste 10 ani, deja trebuie să face, trebuie să intervenim. Urmașilor noștri. Deci profesionalizează nefăcutul. Ăștia erau neprofesioniști că nu făceau, el venise cu un discurs care profesionaliza nefăcutul, era profesionist, tocmai pentru că simțeai prost că aveai așteptări. Da. Deci erai, mama, ai rămas pe vechi, tu vrei autostrăzi, vrei să-ți construiască. Și venea domnul, nu. Generația noastră nu va mai construi autostrăzi, nu o să facem autostrăzi. Deci ăsta e punctul din care a început și acum asta e normalitatea, să nu faci. După 3 luni de activitate, iată-l cu această declarație entuziastă, cum că merge cu autostrada până dincolo de, nu că facem, le facem și lor. Le facem pentru că ei se mișcă foarte încet. Deci este un ritm extrem de lent în Europa Occidentală. Noi nu putem să-i așteptăm. Se vorbește apăsat despre Europa cu două viteze. Nu-i nimic, spune domnul Drulă. Îi așteptăm și pe ei sau îi tragem după noi. Da, și nu va mai fi Europa cu două viteze, va fi Europa supersonică, viteza românească. Dacă nu țin pasul, le construim noi. Și ajutăm mergem, și toate cele. Și mergem și către un emoționant ministru, domnul Voiculescu. Domnul Voiculescu a fost astăzi de-a dreapta, ca să folosim așa biblic, am văzut că îi place și pozorul la biblic. Era de-a dreapta domnului Câțu la conferința de presă și chiar a intervenit spunând câteva lucruri la un moment dat. Domnul Voiculescu are această problemă cu această declarație a unui consilier de-al domniei sale. Închiderea mai devreme a magazinelor nu este de ajutor, înseamnă șanse mai mari de aglomerație. Deci ca să rămânem în limbaj biblic, are o iudă în minister acolo, care îi contestă măsurile de restricție. A, este domnul Voinea, domnul consilier. Ștefan Voinea, despre care nu trebuie să vă mai spunem atâtea, căci este transparentizatorul. Da. Este cel care a dat publicității, a dat poporului acces la acele informații privind vaccinarea paralelă. Deci a stabilit deja că e erou. Da. Nu putem acum să întoarce. Cine-i domnule Voinea ăsta? Cum cine-i Voinea? Eroul de la transparentizare! Omul care a transparentizat vaccinarea paralelă. Da. Mie îmi place ca transparentizat. Absolut pozitiv. Păi dacă nici ăsta nu e personaj pozitiv, înseamnă că nu mai există nimic pozitiv decât COVID pozitiv în această și țară. Și ai văzut că și acolo foarte rar se descoperă. Și dânsul spune în felul următor, da, consilierul domnului Vlad Voiculescu, cu care suntem întru totul de acord. Am făcut un review rapid al studiilor cu privire la intervențiile non-farmaceutice care funcționează în prevenirea răspândirii COVID-19. Nu am găsit absolut nimic care să indice faptul că reducerea orelor de funcționare a magazinelor ar fi de ajutor. Bravo, domnule, voi este și eroul nostru. Un timp de funcționare mai restrâns înseamnă șanse mai mari de a genera aglomerație, deci risc mai mare de infectare. Domnule, nu suntem consilierii domnului Voiculescu, nu suntem consilierii nimănui, dar asta am spus și noi de vreo săptămână. Dar Răzvan, și n-am spus-o ca și o chestie inteligentă pe care o spunem în această emisiune, am spus-o ca o chestie de bun simț. Nici măcar n-am vrut să patentăm, credeam că toată lumea știe lucrurile astea. Nu eram doar vocea poporului, nu cred că e cineva care să creadă că într-un interval mai scurt de timp se vor înghesui mai puțin oameni. Sau nu se vor înghesui, vor sta răstirați în doar câteva ore. Da. Bun, deci domnul, în sfârșit, e și un consilier lucid la Ministerul Sănătății, după domnul Cherecheș, pe care, cum am spus, nu-l simpatizăm în această emisiune, după ce a anunțat că e mulțumit de orice restricție care enervează poporul. Și domnul Voiculescu reacționează la această declarație și spune, da, domnule, într-adevăr, e consilier, dar nu-i neapărat să rămână consilier. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună România!